toate, iubiți frați, surori, că cel prea înalt a îngăduit să ajungem până în ziua de astăzi, să cuvine, să-L binecuvântăm și să-I mulțumim Tatălui Ceresc și Mântuitorul sufletelor noastre, lui Iasua Hamașia, fie adus laudă. Iubiții noștri, am venit în locul acesta, am auzit atâtea lucruri așa de minunate și ne place să continuăm în ele. Și ce mi-a plăcut așa de mult în șabatul trecut, am auzit despre credință. Da? Am auzit despre credință și fiecare din noi venim din diferite forme de credință. Venim de la ortodoxi, poate de la catolici, poate chiar dintre credințele cunoscute de care le avem, dar depinde dacă credința noastră este plăcută celui prea înalt. Toți oamenii au o credință. Nu? Toți oamenii cred ceva. Dar credința noastră trebuie să fie potrivită cu credința Sfinților. Amin. Și ca un cuvânt, la început am zis că ar vrea puțin să vorbesc despre credință. Și în Petru, în 2 Petru, ne învață un cuvânt Scriptura și ar vrea să recitesc versetul acesta. Simon Petru, robă și apostol al lui Iasua Hamașia, către cei ce au căpătat, vrem să vedem, cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Elohimului și Mântuitorului nostru, Iasua Hamașia. Harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Elohim și a Domnului nostru sau Mântuitorului nostru, Hamașia. Avem o credință potrivit cu a Sfinților. Vorbea puțin fratele Dinu despre caracter. Da? Este foarte important credința și caracterul. Am putea să spunem, zice că să ai un nume bun. Dar poate să spună cineva, Doamne, eu am o credință, eu sunt așa de credincios și chiar în credința mea nu mă pot asemăna nici cu vecinii, cu nimeni, pentru că el nu crede ca mine și cum să mă prietenesc cu el? Nu? Am putea să spunem și așa, că noi avem credință și credința noastră seamănă cu credința Sfinților, ori oamenii ăștia se închină la lucruri idolești și cum să mă împrietenesc cu el. Ba nu așa. Tocmai de aceea că eu cunosc, am o credință, cunosc voia celui preanalt și văd în ce stare este omul acesta, trebuie să am o prietenie mult mai aproape cu el. De ce? Ca să-ți mult din felul de trăire a lui și să-l aduc la credința Sfinților. Acum vorbea fratele, dar vorbea și Scriptura și dacă ar veni cineva și ar întreba, frate, cum, uite despre el, ce zici tu? Că zicea că sora i-a bătut pe mână că e bun sau nu e bun. Bine, asta e așa, a zis fratele, nu? Noi ziceam, știi, tata din cer cine-i bun, Iasua zicea, sau Mântuitorul zicea, de ce nu mă numesc bun? Bun este tatăl din cer, nu? Da, sigur, am zis, el e bun, noi nu suntem buni. Întrebarea, ești bun sau nu? Dacă nu ești bun, ești rău, dar nu este. Numai bun și rău, nu există om de mijloc, sau cale de mijloc. Dacă vine cineva de departe și întreabă omul ăsta, cum e? El trebuie să spună adevărul. Dacă zice, e bun, e bun. Vă zice, bă, m-am înșelat. Tu ai zis că e bun, dar uite ce face. Am vrea puțin în direcția aceasta să vedem și așa. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute în blândețea înțelepciunei? Cât dintre noi trebuie să ne oprim la versetul acesta și să spun, eu trebuie să mă arăt faptele mele prin înțelepciunea. Mai recitim. Așa,
puterea lui prin faptele făcute în blândețea înțelepciunii. Blândețea care de atâtea ori, de atâtea ori ne lipsește. Vai, de câte ori ne lipsește blândețea? Dacă am fi blând, n-am fi prind pe aceea care a citit, fratele, nu te însoții cu omul mânios. Dar de ce să nu te însoțești cu el? Că doar și ăla-i om, și ăla are credință. Te-ai amestecat sau te-ai cu faptele lui, te-ai luat după faptele lui. N-ai mai putea să fii blând. Și vedeți, blândețea este de o mare importanță. Cine dintre voi așa? Dar dacă aveți, acum este, vorbea fratele, dar vorbea și Scriptura despre caracter. Am vrea să vedem ce fel de caracter este noi. Noi credință avem. Har Domnului, avem credință, nici nu se mai pune problema. Dar acum este ce caracter ai. Am putea să spunem că noi aducem aici un mort, eu mă rog și tata-l învie. Dar nu-i datorită mie, e datorită lui, că el face lucrul acela, nu mie. Dar care este fapta mea? Problema este că eu am credință, ne-am rugat și tata l-a îndiat. Este că tata l-a îndiat, dar ce fel de fapt am eu? Dar dacă aveți în inima voastră sau în mintea voastră pismă, amară, duh de ceartă, nu vă lăudați. Să nu mințiți împotriva adevărului. Ai de mine! Dacă mai recitim o dată, dacă aveți în inima voastră pismă amară, dar nu trebuie să fie amară, este o pismă dulce. Aveți pismă în inimile voastre. La ce ar folosi că credeți idioară? Tatălui Ceresc este locul unde ne întâlnim cu El, dacă faptele noastre ne depărtează. Nu ne garantează intrarea în Împărăția Celui Preanalt. Putem să ne rugăm toată ziua. Este foarte importantă rugăciunea. Să primești putere, să primești înțelepciune. Este foarte importantă, dar dacă eu când m-am sculat de pe picioare, sunt un om pismaș, pismuiesc. În inima voastră, pisma mare, duc de ceartă. Nu vă lăudați, să nu mințiți împotriva. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Chiar și credința este drăcească de multe ori. Să nu credeți orice duh. Să nu credeți orice duh. Păi dacă trebuie să crezi, că ești un credincios. Nu trebuie să crezi orice duh. Să-l cercetați. Să-l cercetăm, atunci mă arăt necredincios. Ba nu, eu sunt credincios, dar vreau să-l cercetez cu Scriptura. Mă opresc puțin. Mă opresc puțin și fac o mărturie. Se poate? Bun. Este să nu credeți orice duc. Îl vedeam pe fratele, eu mergeam la mină, la lucru, lucram la mină, îl vedeam pe fratele Dinu, vedeam pe fratele Sava și vorbeam cu fratele Sava despre multe lucruri. El nu vorbea niciodată de alte lucruri, ci el îmi vorbea numai despre lege. Sava, fratele Gheorghe. Și mi-ar fi plăcut de el când vorbea, dar când atingea de lege, cum eu am venit de la ortodox la pentecostal, avem credința aceasta și nu eram învățat cu legea și avem o necredință față de lege. Apoi îmi vorbea și fratele Miche și când îl auzeam cântând îmi plăcea foarte mult, dar când îmi vorbea, îmi mă umorea cu legea asta, lasă-mă în pace cu legea. Eram necredincios. Dar se întâmplă că, spun așa, scurgerea timpului, îmi spunea fratele Miche unde e adunare, nu mă interesează. De adunare, că oricum nu vă caut, că nu-mi place. De ce nu-mi place? Că n-am aceeași credință. Că dacă aș avea aceeași credință, aș veni cu voi, dar nu-mi place. Și m-am culcat într-o noapte, așa, cum era la pentecostal, am văzut un vis de noapte în care m-am sculat dimineața dezorientat. Fantastic! Dar ce-am visat?
Pe când am visat în celelalte, deci în visul meu se făcea cele 10 porunci. Care sora vorbea în ziua de astăzi, dar la fiecare verset a poruncii era o floare cu atâtea culori care nu se pot explica. Eu mă uitam la ele, dar ele erau pus undeva așa într-o groapă, doar că nu îmi permite timpul, dar ca să nu vă las așa, cum a fost visul. Stăteam așa ea pe o bale și în partea stângă, în partea stângă, era un munte, jumătate câmp, jumătate pădure, în partea dreaptă un munte în care nu ai fi putut nici cum să urci. Era piatră și nu puteai să urci. Și din pădurea aceea a ieșit un animal, un bivol care dădea cu capul și eu vroiam să mă feresc de el. Am zis, unde să mă duc? Tot în pădure am să mă duc, dar nu știu câte animale mai sunt acolo. M-am bucat o frică. Și deodată am auzit un buiet puternic, muntele ăla s-a tăiat cu pădure și zbura așa și când m-am uitat s-a pus pe muntele cealaltă cu piatră, s-a făcut o groapă adâncă, eu mă uitam în groapă acolo, nu știu cum am ajuns acolo pe munte sus, pentru că nu se putea urca undeva un om acolo pe pietrele cele munte așa cu piatră și m-am văzut acolo, era o groapă și când m-am uitat era forme de table. Așa mi s-a prezentat în vis. Și la fiecare verset era o floare acolo și mă uitam și nu înțelegeam ce scrie. Eu vedeam ceva așa ca și cum mă uit acum fără ochelari, nu văd, nu dau seama ce scrie. Lângă mine era un copil cu o cunună de flori în mână. Păi gândeam, dar ăsta cum a ajuns? Eu mă uitam la el, el se uita la mine și se uita jos. Eram mișcat așa în viața mea și ce s-a întâmplat? Fără să vreau, picioarele mergeau spre adunare unde era fratele Ilie. Mă întâlnesc cu o femeie și îi spun, nu știți unde sunt niște pocăiți aici? Uite în casa aceea. Și când am ajuns acolo, ei cântau, nu știam care este regula. M-am pus pe ultima bancă și m-am plecat în jos și am zis, că a început fratele Mite, frate, care prima poruncă? Dar la el trebuie așa. Știu, frate, să-i spui ca în Scriptură, nu cum crezi tu. Care prima? Care e a doua? Și am zis, vai, vine la mine. Vine la mine, uite. Eu de 7 ani eram atunci pocăit, cu Biblia în mână. Cum? Eu nu știu. Nu știu. M-am pus acolo, am crezut că scap. Zic, nu știu care e regula lor. S-a terminat. Zic, vai, ce bine că am terminat. Dar în același timp am început să mă judec. Ce fel de om sunt eu cu Scriptura în mână să nu cunosc 10 porunci? Nu-s mult de 10. De ce n-am cunoscut? Că nu mă interesau. Cuvântul spune, a citit fratele, învață pe copil când este mic, când se va face mare, el nu va uita. Dacă părinții m-au învățat alte învățături și nu din Scriptură, asta a fost vina lor. Dar nu rămân că e vina lor să merg mai departe. Am învățat eu din Scriptură. Apoi m-a pus fratele la cuvânt. Când m-am uitat pe adunare, am văzut niște oameni, parcă aveau 4 metri. Toți cu barbă mare, mai mare ca lui fratele. Și am zis, eu n-am ce să le spun la oamenii ăștia, eu sunt, nu văd nimic. Ăștia sunt oameni mari, adică ăștia sunt profesori, ce să le spun? Ce bine e să vezi pe altul mai mare decât tine. Când vezi unul înțelept, când tu te vezi înțelept, să-l vezi că există altul mai înțelept ca tine. Când tu te vezi că ești priceput, cunoști ceva, să crezi că există altul mai cunoscut ca tine, să nu ții mâini pe el. Este foarte important să vorbea despre Zacheu, că el ți-a urcat. Tu trebuie să crești, tu trebuie să te dezvolți, tu trebuie să te îmbogățești, dar fără mânie, fără ură, fără pismă. Atât cât tu ești, te vezi singur înțelept. Nu mai ai de unde lua învățătură, credința s-a dus, este credința dracilor. Câte vreme tu vezi că mai ai nevoie de învățătură, este credința sfinților.